Am florit și salcâmul și la mine și am lucrat câteva zile la un proiect, poate o să vă placă, nu știu sigur. Asta este doar o introducere a acelui proiect. Tot despre salcâm este vorba. Vizionare plăcută! Salcâmul cunoscut și sub numele de robinia pseudo-acacia este un arbore frumos și distinctiv, apreciat în întreaga lume pentru frumusețea sa ornamentală, mirosul dulce al florilor și lemnul său rezistent. Iată o descriere detaliată a acestui arbore. Salcâmul este un arbore impresionat caracterizat de dimensiunile sale considerabile și de structura sa robustă. Iată o descriere detaliată a aspectului său fizic, înălțime. Salcâmul poate crește până la înălțimi remarcabile, situându-se în general între 15 și 25 de metri. Această înălțime îl face să fie un element dominant în peisajul său, coroana. Coroana salcâmului este largă și rotunjită, oferind o umbră generoasă în timpul verii și o siluetă frumoasă în timpul iernii. Aceasta este compusă din ramuri dense și frunziș bogat, care se extind grațioase în diferite direcții. Tulpina. Tulpina salcâmului este deseori dreaptă și robustă, conferindu-i stabilitate și soliditate. Aceasta poate avea o circumferință semnificativă, mai ales în exemplarele mature. Ramificațiile tulpinii sunt bine dezvoltate, contribuind la formarea unei coroane echilibrate și armonioase. Textura și culoarea scoarței. Scoarța salcâmului este netedă în tinerețe, de culoare gri sau gri-brună. Pe măsură ce arborele îmbătrânește, scoarța devine mai aspră și poate dezvolta crăpături și texturi interesante, adăugând caracter și personalitate aspectului său exterior. Adaptabilitatea la mediu. Salcâmul este un arbore adaptabil și poate crește într-o varietate de medii, de la soluri argiloase la cele nisipoase și de la climatul umed la cel mai uscat. Această versatilitate îi face diverse regiuni geografice și ecosisteme. În ansamblu, salcâmul impresionează cu prezența sa impunătoare, oferind nu doar frumusețe estetică peisajului, ci și beneficii ecologice și funcționale semnificative. Frunzele salcâmului sunt un element distinctiv al acestui arbore, oferind contribuție semnificativă la aspectul său general. Iată o descriere mai detaliată a caracteristicilor frunzelor. Compoziția frunzelor. Frunzele salcâmului sunt compuse dintr-un număr variabil de frunzulițe mici, grupate în 7 până la 19 perechi de frunzuliță. Această compoziție face ca frunzele să pară bogate și pline, contribuind la aspectul luxuriant al arborelui. Forma și dimensiunile frunzulițelor. Frunzulițele salcâmului au de obicei formă ovală sau lanceolată, având o lungime de aproximativ 2-5 cm și o lățime de 1-2 cm. Aceste dimensiuni moderate conferă frunzelor un aspect proporțional și echilibrat în cadrul coroanei. Marginile netede. Frunzele salcâmului au marginile netede, fără dinți sau lobi evidenți. Această caracteristică adaugă o notă de delicatețe și rafinament aspectului lor general. Culoare și textură. Frunzele sunt de obicei de un verde închis, cu o textură netedă și lucioasă pe partea superioară, iar pe partea inferioară pot avea o tentă mai palidă. Această culoare verde profundă oferă un contrast frumos cu florile albe și timpul
în timpul înfloririi. Adaptabilitatea la sezon. Frunzele salcâmului rămân de obicei pe ramuri până în târziul toamnei, oferind umbră și protecție împotriva soarelui în timpul sezonului cald. În toamnă, acestea pot căpăta o nuanță galbenă înainte de a cădea, adăugând un spectacol de culori în peisajul toamnei. În ansamblu, frunzele salcâmului sunt caracterizate de simetrie, uniformitate și o estetică plăcută, contribuind la frumusețea și grandoarea acestui arbore impresionant. Inflorescența salcâmului este, cu siguranță, un spectacol impresionant în peisaj. Marcând perioada în care acest arbore se evidențiază în plină frumusețe. Iată o descriere detaliată a acestei caracteristici distincte. Masivitatea și amplasarea. Inflorescența salcâmului este remarcabil de masivă și abundentă, atrăgând privirile și simțurile. Acesta este dispusă în raceme lungi și pendule, care atârnă grațios de ramurile arborelui, conferindu-i un aspect de poveste. Culoarea și forma. Florile salcâmului sunt în general de un alb pur și strălucitor, creând un contrast fermecător cu frunzișul verde închis al arborelui. Racemele sunt lungi și cilindrice, alcătuind o imagine de ansamblu spectaculoasă și elegantă. Imaginea de ansamblu, una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale florilor, salcâmului este mirosul lor dulce și îmbietor. Aroma emanată de aceste flori este adesea descrisă ca fiind delicată, florală și intens parfumată, captivant simțurile și aducând o notă de bucurie în aer. Perioada de înflorire. Inflorescența salcâmului poate apărea în mai multe perioade ale anului, în funcție de climatul local. În general, în zonele temperate, înfloriria are loc primăvară sau în prima parte a verii, transformând peisajul într-un tablou vibrant de alb și verde. Atracția pentru polenizatori, mirosul dulce și nectarul abundent al florilor salcâmului atrag o gamă largă de polenizatori, printre care se numără albinele, fluturii și alte insecte zburătoare. Această relație simbiotică este esențială pentru polenizarea și reproducerea sănătoasă a arborelui. În concluzie, inflorescența salcâmului este unul dintre momentele care cele mai impresionante și pline de farmec din ciclul de viață al acestui arbore, aducând o explozie de frumusețe și vitalitate în mediul său înconjurător. Păstăile reprezintă una dintre caracteristicile distinctive ale salcâmului și sunt o parte importantă a ciclului său de viață. Iată o descriere detaliată a acestor structuri, forma și dimensiunea. Păstăile salcâmului sunt lungi și subțiri, având o formă cilindrică sau ușor curbată. Acestea pot varia în lungime de la câțiva centimetri până la mai mult de 20 de centimetri, în funcție de specie și condițiile de creștere. Textura și culoarea. Păstăile salcâmului au o textură netedă și uneori lucioasă, iar culoarea lor variază de la verde pal până la maro închis în funcție de maturitate. Pe măsură ce se maturiază, acestea devin mai rigide și mai uscate. Conținutul. În interiorul păstăilor se găsesc semințe mici, de obicei de culoare maro, care sunt dispuse în mod regulat de-a lungul axului central al păstăii. Aceste semințe sunt adesea înconjurate de o substanță fibroasă sau pufoasă care facilitează dispersia lor în mediul înconjurător. Maturizarea și căderea. Păstăile salcâmului se maturizează în timpul verii, trecând de la o culoare verde intensă la o nuanță mai închisă de maro.
Pe măsură ce se apropie toamna, păstăile își pierd din fermitate și devin uscate și fragile. În cele din urmă, acestea cad din copac în timpul toamnei, fie prin desprindere naturală, fie datorită acțiunilor vântului. Rolul în reproducere. Păstăile salcâmului joacă un rol crucial în reproducerea arborelui. Deoarece conțin semințe care pot fi dispersate și sădate în sol pentru a germina și a produce noi plante. Acest proces de dispersie a semințelor este esențial pentru a perpetuarea speciei și extinderea arealului său de distribuție. În ansamblu, păstăile salcâmului reprezintă o etapă importantă în ciclul de viață al acestui arbore și sunt esențiale pentru continuarea sa ca specie. Lemnul salcâmului este recunoscut pentru densitatea și durabilitatea sa, precum și pentru aspectul său atractiv. Iată o descriere mai detaliată a acestui material prețios. Densitate și textură. Lemnul salcâmului este caracterizat de o densitate ridicată, ceea ce îl face un material greu și solid. Textura sa este fină și uniformă, cu un aspect elegant și rafinat care îl face ideal pentru prelucrare în diverse proiecte. Culoare și nuanțe. Culorile lemnelor de salcâm variază de la maro deschis până la maro închis, uneori cu accente roșiatice sau aurii. Această varietate de nuanțe adaugă o notă de caracter și calitate estetică proiectelor în care este utilizat lemnul de salcâm. Durabilitate și rezistență. Unul dintre cele mai remarcabile aspecte ale lemnului salcâmului este rezistența de sala putrezire și abraziune. Acest lemn este cunoscut pentru capacitatea sa de a rezista la deteriorare în timp și la uzura constantă, ceea ce îl face ideal pentru aplicații în care este necesară o durabilitate ridicată. Utilizări în construcție și tâmplărie. Datorită proprietăților sale excelente, lemnul de salcâm este adesea utilizat în construcția de mobilier de calitate superioară, podele, uși, ferestre și alte proiecte de tâmplărie. Este apreciat de maestri pentru ușurința sa în prelucrare și pentru aspectul său estetic atrăgător. Rezistență la condiții adverse. Lemnul de salcâm este capabil să reziste la condiții variate de mediu, inclusiv la umiditatea ridicată sau fluctuații de temperatură. Această rezistență face ca lemnul să fie potrivit pentru utilizare în zone expuse la condiții dificile, precum podele exterioare sau mobilier de grădină. În concluzie, lemnul salcâmului este o alegere excelentă pentru proiecte de construcție și tâmplărie, care necesită un material durabil, estetic și ușor de prelucrat, fiind apreciat pentru rezistența sa și aspectul său atractiv. Lemnul de salcâm rămâne o opțiune populară în industria lemnului. Salcâmul este un arbore remarcabil pentru adaptabilitatea sa la diverse condiții de mediu, ceea ce îl face să fie o prezență binevenită în diferite ecosisteme și peisaje urbane. Iată o descriere mai detaliată a adaptabilității sale. Toleranța la soluri variate. Salcâmul poate crește într-o varietate de tipuri de sol, de la soluri argiloase la cele nisipoase și de la soluri bogate în substanțe nutritive la cele mai sărace. Cu toate acestea, acest arbore prosperă cel mai bine în soluri bine drenate, care permit scurgerea excesului de apă și împiedică stagnarea acesteia în jurul rădăcinilor. Expoziția la soare. Salcâmul este o specie heliofilă, adică se dezvoltă cel mai bine în condiții de expunere la soare directă sau parțială.
Prin urmare, locurile luminoase și bine iluminate sunt ideale pentru creșterea sănătoasă a acestui arbore. Contribuind la formarea unei coroane dense și bogate în frunziș. Rezistența la secetă. Salcâmul este cunoscut pentru capacitatea sa de a rezista la perioade lungi de secetă. Fiind adaptat să facă față condițiilor aride sau semi-aride. Rădăcinile sale adânci și extinse îi permit să extragă apa din straturile mai adânci ale solului. Asigurându-i supraviețuirea în timpul perioadei de lipsă a apei. Toleranța la poluare. Salcâmul este unul dintre puținii arbori care sunt rezistenți la poluare. Acestea poate supraviețui chiar și să prospere în zone urbane sau industriale, unde nivelurile de poluanți atmosferici pot fi ridicate. Capacitatea sa de a purifica aerul și de a absorbi poluanții îl face un element valoros în îmbunătățirea calității mediului urban. În concluzie, salcâmul este un arbore versatil și rezistent, adaptat să prospere în diverse medii și condiții climatice. Fiind rezistent la secetă, poluare și variabilitatea solurilor, acesta este o alegere populară pentru amenajarea peisajelor urbane și rurale. Salcâmul este un arbore originar din America de Nord, unde crește în mod natural în diverse habitate. De la pădurile deștepte și pădurile de foioase, până la malurile râurilor și zonele împădurite din regiunile de câmpie și de deal. Iată o descriere mai detaliată a distribuției, sale geografice și a introducerii sale în alte părți ale lumii. Originea americană. Salcâmul este nativ în regiunile estice și centrale ale Statelor Unite și în sudul Canadei. Având o distribuție naturală care se întinde de-a lungul coastei de est și în interiorul continentului până în regiunea Marelui Lac Superior. Introducerea în Europa. Salcâmul a fost introdus în Europa în secolul al XVII-lea, fiind adus de coloniștii europeni ca plantă ornamentală și pentru utilizarea sa în silvicultură și amenajarea peisajelor. Arborele s-a adaptat cu succes la climatul european și s-a răspândit rapid în întreaga Europa, devenind o parte integrată a peisajului rural și urban. Răspândirea în Asia. Ulterior, salcâmul a fost introdus și cultivat cu succes în multe părți ale Asiei, inclusiv în China, Japonia și în alte țări din Asia de Est. Aici arborele a fost apreciat pentru adaptabilitatea sa la diverse condiții climatice și pentru beneficiile sale ecologice și economice. Rolul în amenajarea peisajelor. Salcâmul a devenit un element popular în amenajarea peisajelor și în silvicultură în multe regiuni ale lumii. Datorită frumuseții sale ornamentale, rezistenței la secetă și poluare și capacității sale de a fixa azotul atmosferic în sol. În concluzie, salcâmul este un exemplu de specie introdusă cu succes în alte părți ale lumii, unde s-a adaptat și a devenit o parte importantă a ecosistemelor locale și a culturilor umane. Fiind o prezență comună în peisajele din America de Nord, Europa și Asia. Acest arbore continuă să fie apreciat și să ofere beneficii semnificative în diverse domenii.